Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 9 mai pentru semnele de pământ, aur, fecioară, capricorn. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare colectivă, generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Haideți să începem cu zodia Taur. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi în această zi de 9 mai, marți, 9 mai, pentru zodia Taur? Pajul de cupe. Aici văd o stare emotivă, o visare, o intuiție în ce vă privește. Aveți foarte multă intuiție și aspectul dumneavoastră emotiv este... În primis, să spunem așa, are o forță în această zi și văd că cineva dorește să învețe mai mult despre această stare emotivă, despre lucrurile emoționale, pentru că văd și foarte multă imaturitate sau o situație va răscoli pe dinăuntru, să spunem așa, și în ce privește poate o căsătorie sau o relație de cuplu de lungă durată. Aici preotul îmi spune că veți avea protecție divină, dar preotul mai spune și de lucruri tradiționale, instituții cu care veți intra în contact, valorile tradiționale și angajamentele pe termen lung, grupurile sociale în care veți face parte sau în familia în care sunteți sau poate în ce privește o instituție, poate veți merge chiar și la un preot sau veți intra în legătură cu un maestru spiritual, o persoană care vă poate da sfatul necesar. Noule de monede, aveți aici poate anumite întrebări în ce privește o instituție, în ce privește banii, independența noastră financiară. Eu văd că în această zi vă veți regăsi pacea, echilibru, dacă v-a lipsit. Poate chiar vă intrați, aveți o persoană mai tânără în jurul noastră, în semn de apărat scorpion, pești, zodia Taur și zodia Fecioară. Noule de monede îmi spune că veți sta foarte bine chiar și cu propria persoană, adică chiar dacă sunteți singuri și dacă veți fi singuri în această zi, vă veți simți foarte bine. Da? Și văd că veți avea parte de succes sau de o stabilitate, siguranță financiară și profit sau prosperitate. E posibil în această zi să mergeți într-o instituție de stat sau, nu știu, poate chiar într-un centru comercial, poate vă cumpărați ceva, ceva ce vă place sau vă faceți anumite plăceri ale dumneavoastră sau veți aduce o schimbare de look. Văd că veți lua un moment de pauză și veți avea parte de un statut înțelept, dar și văd că dacă ați avut probleme de sănătate sau emotivă, veți regăsi echilibru emotiv și independență în propria persoană. Pajul de cupe, văd că va veni o schimbare în ce privește starea noastră emoțională sau preocuparea sau întrebările sau acea răscolire emotivă sau o visare în ce privește o relație. Treiul de bețe, văd că va fi o schimbare de poziție sau de judecată. Veți acționa. Hierofantul aici cu asul de bețe îmi spune că veți avea parte de oportunități, noi vești nemaipomenite, excitante, o energie, un nou început cu o persoană iubită, relații intime, dorințe și văd că va fi aici o uniune, o schimbare. Dacă ați avut probleme în relație de cuplu, se va schimba acest lucru, da? De judecată sau de acest moment, poate o separare a fost sau o discuție în contradictoriu sau, nu știu, o pauză, văd că se va schimba acest lucru și va duce la uniune, da? La progres, la un nou început, la noi oportunități, vești noi sau vești nemaipomenite, chiar și la intimitate, pasiune între voi. Haideți să vedem și această nouă de monede. Nouă de monede pentru zodia Taur. Nouă de monede, văd că veți avea parte de avantaje, bani, o căsătorie, uniune, care vă veți regăsi pacea și echilibrul interior. O persoană din trecut se va întoarce, cum am spus, și vă veți regăsi echilibru și pacea.
și văd bani aici, da? Avantaje dintr-o căsătorie, de o relație de lungă durată. Haideți să vedem ce vă transmite îngerii pentru zodia Taur. Ești pregătit pentru ceea ce îți dorești, pentru un nou început, pentru acel drum, pentru a lua o hotărâre, să pleci la drum sau să începi ceva nou. Ești pregătit și dacă ai o nelumărire, o întrebare, zice să cauți un semn. Caută un semn, un semn, un semn, adică în jurul tău. Wow, depinde de tine, să știi, în ceea ce ți-ai propus în următoarele luni și ți se cere să lași ceva în urmă sau vei lăsa ceva în urmă tu. Vei hotărâ să lași ceva în urmă. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat, la revedere, numai bine. Voi trece la Zodia Fecioară pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Fecioară. Ce va fi în această zi de 9 mai? Cum va fi această zi pentru voi, dragile mele fecioare? Ce se va întâmpla? Văd o tranziție, o ieșire dintr-o furtună, să spunem așa, dintr-o perioadă mai complicată, dacă ați avut probleme de sănătate sau ați avut probleme, nu știu, blocaje sau disconfort fizic, nu știu, neplăceri, să spunem așa, văd că vă veți îndrepta cu familia dumneavoastră spre un viitor mai bun. Da? Veți lăsa acea furtună în spate și văd că veți merge prin ape mai calme, văd că va fi un progres, o mișcare în față, în viitor, o evoluție, o vindecare aici. E posibil să faceți o călătorie cu familia dumneavoastră și vă va aduce ușurar la această călătorie. Văd zodia Vărsător, care are un rol important, Berbec și Scorpion. Poate aveți luna, ascendentul în aceste zodii sau veți intra în legătură cu persoanele în aceste semne zodiacale. Treiul de bețe, văd că veți face un drum, veți lua hotărârea să plecați la un drum, să faceți o călătorie peste hotare, poate, sau veți intra în contact cu persoane de peste hotare. Văd că plănuiți la un viitor, văd că vă doriți ceva, să mergeți mai departe, vă doriți succes și veți fi fericiți pentru anumite alegeri care le-ați făcut și văd că veți fi răsplătiți pentru munca care ați depus-o. Veți acționa în această zi, asta e clar. Șasele de cupe, văd că doriți să vă întoarceți unde ați mai fost, într-un trecut unde ați mai fost, sau în ce privește un copil de peste o tare, vă gândiți la acest lucru, veți plănui, sau poate vă veți ocupa, veți face drumuri chiar și cu copiii în această zi, sau vă veți aduce aminte de anumite amintiri din copilăria dumneavoastră, dar văd că e posibil o persoană din trecut să dorească să se reîntoarcă în viața dumneavoastră, un copil, sau poate o persoană cu care ați copilărit, sau aici văd o relație de cuplu, de suflete pereche, unde există puritate, unde există declarație de dragoste, unde există unitate, armonie. Văd că veți avea parte de suportul familiei și zodia Scorpion poate are un rol important. Văd o reuniune cu cineva, dar și o nostalgie. Da, șasele de spade cu patru de spade, sunteți nesiguri și aveți o neîncredere, un insucces, să spunem așa, în ce privește un drum. V-am spus, vă ați ieșit din această boală, prin care ați trecut printr-o perioadă mai nesigură, mai neîncrezătoare, veți ieși, sunteți într-un moment de tranziție. Și vă văd în anxie în ce privește un drum, sunteți pe gânduri în ce privește un drum. Treiul de bețe, această călătorie, văd că veți comunica de acest lucru pentru a începe un nou proiect pentru, cu persoane din jurul dumneavoastră sau cu un grup de persoane în care faceți parte sau cu familia. Văd că veți merge mai departe și veți acționa în ce privește familia. Veți dori să acționați într-un mod diferit de până acum, doriți să, și vă gândiți la acest lucru, doriți să lăsați în spate ce a fost mai rău și văd că va fi un nou început, veți acționa pentru un nou început cu conversații plăcute, cu evenimente bune și minunate, armonioase. Au ieșit prea multe. Vreau să văd șasele de cupe.
Dacă ai vrut să ieși așa. Așa se le decupe. Un copil are un rol important sau un nou proiect. Și văd un bărbat aici, un bărbat care are o influență puternică și văd că protejează copiii, își dorește să protejeze copiii, dorește să-și protejeze copiii și va acționa în acest mod. Văd un nou început. E ca și cum cineva se reîntoarce la pașii săi sau va relua ceva care s-a oprit în trecut sau va relua acea armonie care a fost odată în familie, în casă. Și văd că un bărbat își dorește acest nou început pentru copiii săi, pentru familia sa. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru voi, dragii mei, zodia fecioară. Ok, wow, cât de ieșit. Este ceva mai bun. Bă, la ce se referă? Poate în ce privește un drum care dorești să-l faci în momentul de față și acolo ești foarte ansios și încerci să pui ceva la cale. Văd că vei avea parte de abundență în acțiunile tale sau cu persoanele din grupul care faci parte, cu cine vei intra în contact. Văd că vei avea parte de abundență. Ți-am zis că te vei însănătoși, văd o vindecare aici, o vindecare, da? În ce privește sănătatea ta și în ce privește copiii, relația cu copiii sau o relație din trecut de lungă durată, depinde de tine, da? Depinde totul de tine. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare, vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, numai bine! Voi trece la zodia Capricorn. Haideți să vedem pentru zodia Capricorn ce va fi în această zi. Ce se va întâmpla pentru voi? Foarte multe visuri, iluzii, opțiuni sau alegeri, mental foarte mult. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Capricorn, pe canalul meu Luminița Tarot, pentru cei care vor vedea acest videoclip și sunt născuți în zodia Capricorn. Aveți foarte multe opțiuni sau alegeri de făcut sau întoarceți o chestie pe toate modurile și încercați să faceți alegerea cea mai bună, ați și chiar dumneavoastră. Și văd că trebuie să luați o decizie, dar văd că vă doriți multe lucruri, dar văd și că vă imaginați foarte mult sau fantasticați, visați, trebuie să aveți grijă. Să faceți alegerea oportună pentru a nu rămâne confuzi și să nu mai faceți alegeri. Cavalerul de bețe, văd foarte multă pasiune. Poate vă gândiți la o relație de cuplu și văd foarte multă pasiune. Sau un săgetător poate veni către dumneavoastră determinat, o alegere pe neașteptate, rapidă, care trebuie să luați, ambiție, generozitate. Poate chiar și o relație, o aventură cu intimitate. Să nu zic altceva. Diavolul aici văd că dacă a fost ceva între două persoane sau va fi ceva între două persoane, văd doar intimitate, dar nu și iubire sau dragoste. Diavolul aici văd că e posibil, este cartea Capricornului, cum vedeți și dumneavoastră aici, din păcate și din fericire. Poate însemna și că vă gândiți foarte mult la aspectul financiar și vă doriți, nu știu, poate mai mulți bani, poate vă gândiți la locul de muncă, e posibil să vă gândiți foarte mult la o situație neplăcută și acest lucru să vă țină blocați, mintea blocată, văd foarte multe iluzii, dar și o supărare. Poate impulsivitatea cuiva sau cineva poate nu s-a comportat tocmai bine. Sau cineva și-a făcut foarte multe iluzii și va dori să acționeze și poate va fi impulsiv și acest lucru vă va supăra pe dumneavoastră. Văd un blocaj, dar să știți, în relații, văd că sunt relații toxice aici. Relații toxice care există dependență sau există posesivitate, dar nu este nimic sănătos. E nevoie să vă eliberați de acest blocaj. De aceste legături din care vă țin blocați pe loc în lanțuri. Văd, e posibil că o persoană din jurul noastră sau cu cine sunteți să aibă anumite vicii sau ceva, o situație să se repete mintea noastră și să vă supere, să vă blocheze, să vă enerveze, o obsesie, da?
Sau poate cineva, veți afla că cineva poate a trădat pe careva, pentru cei care știți deja. Dacă e vorba de muncă, aici poate vă gândiți foarte mult la aspectul financiar și veți da o prioritate în ce privește aspectul financiar. Și aveți grijă cu cine intrați în contact să nu vă manipuleze, să nu vă mintă și să vă promită mare acusarea și să nu fie moartea. Aici moartea îmi spune că ați avut o supărare, o tristețe, o suferință sau va veni o transformare, un dezechilibru care vă va supăra, vă va întrista sau vă va duce la multe iluzii, la multe frici. Pasiune, văd o determinare în ce privește un nou început, un nou proiect sau un nou loc de muncă sau în ce privesc copiii dumneavoastră. Dar văd și foarte multă ingenuitate. E cineva nerăbdător să determina să ia o decizie rapidă, dar văd și foarte multă ingenuitate pentru că văd că va dura în timp, nu se va întâmpla mâine. Da? În ce privește un proiect, adică să culegeți roadele dumneavoastră. Le veți culege, dar nu așa cum v-ați dori. Că va dura timp în acest proiect. E ceva lent în timp. Haideți să vedem diavolul. Diavolul aici în ce privește iubirea sau în ce privește o vacanță. Aici văd că sunteți blocați pe loc sau vă faceți foarte multe gânduri, iluzii în ce privește o vacanță sau iubirea. Există speranță să ieșiți din această situație, dar luând o decizie importantă, veți face o alegere importantă pentru viața dumneavoastră, să dați la spate aceste situații nu tocmai potrivite și să vă uitați spre viitor. Văd că sunteți legați la oi, nu știți încă ce trebuie să faceți. Ți se cere de să faci un compromis. Găsește, caută un compromis cu anumite persoane, cu cine vei colabora la locul de muncă, cu cine ai luat anumite decizii, cine ți-a promis marea acusarea sau încearcă să faci un echilibru, ai nevoie de echilibru. Caută un compromis pentru a ieși din această situație sau pentru a duce echilibru în viața ta, trebuie să faci un compromis. Haideți să vedem ce vă mai transmite îngerii. Că vei avea parte de oportunitate și pentru oportunitățile acestea trebuie să găsești un compromis cu alte persoane, cu cine vei colabora. Și pentru această oportunitate trebuie să faci un compromis. Dragii mei prieteni, aceasta a fost etalarea. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept data viitoare. Vă pupa, la revedere, numai bine! Vă mulțumesc!